Bună dimineața, prieteni! Este mijlocul lunii mai. Probabil mulți dintre voi dorm, dar probabil mulți dintre voi nu dorm odată ce priviți acest video. Foarte multă lume îmi scrie și mă întreabă: Andrei, cum reușești să fii în formă? Vitamina B2, B3, BDB, 3-3-3. Eu reușesc să fiu în formă făcând foarte mult sport, dragii mei. Sportul pentru mine este viața, pe doilea loc după teatru și pe primul loc după muzică. Pentru mine e foarte important, când sunt la sport, este să mă echipez. De asta am o coftăcică cu puțin aici urmă de la copii. Și asta pentru aerodinamică, atunci când alerg, să fluture în vânt și fetele să observe. Pe lângă o coftăcică, ca să mă țină cald la șele și la mușchii pectorali cu care eu mă mândresc și multe femeie, 10-15 ar putea să confirme, pe lângă coftăcică, pentru mine e foarte important să am la mine cașălocul. Iată, vedeți, acest mare fragment, vedeți, care se află lângă mijloc, lângă centru de greutate. Cășelocul este simbolul că un bărbat are de lucru. Dacă un bărbat are de lucru, el poate fi colivia acelei păsăruci care se numește femeie. În afară de cășeloc, pentru mine foarte important să am un echipament sportiv adecvat. Asta înseamnă... Vedeți? Acum se vede bine? Niște jeans. Jeansii sunt adecvați pentru că jeansii poate iată. Poți să alergi în parc și foarte mulți nebuni lasă petricica. Petricica se lovește. Iată, ops, uite petricica. Și nu face nimic. Nu te zgâre, nu-ți face rău, nu-ți lasă siniac pe piele și devii mai rezistent. În afară de jeans, foarte important sub jeans să ai puțin piloței. Acum nu o să arăt, dar am și sunt de culoare roșietică. Roșietică înseamnă atrăgător pentru boi. Și în afară de asta mai am și o pereche de crasovci cu ciorapi ca să nu transpire. Aceasta este totul, dragii mei. Dacă mai aveți ceva întrebări și mă întrebați, de exemplu, hei, dar cum reușești să alergi sau ce exerciții ai sau care sunt seturile, asta putem să demonstrăm săptămâna viitoare sau pur și simplu un alt video dacă vreți. Dacă v-a plăcut această serie de video care a fost doar unul singur despre sport și importanța lui în viața mea, lăsați like și subscribe în comentarii de la share. Bine, eu am plecat. Ciao! Veniți, vă rog, la spectacol. Vă rog frumos la stand-up. A?